Politehnica Iași s-a duelat în cea de-a doua etapă a sezonului de Liga Națională de Rugby cu CSN Vodari. În ciuda multiplelor ocazii pe care le-au avut, ieșenii nu au reușit să se impună nici în acest meci, iar Năvodari a câștigat disputa cu scorul de 20-17. Ne așteptam să fie un meci greu. Am jucat cu vicecampioana DNS-ului de anul trecut. Au jucători experimentați, care au mai jucat la Faru, la Tomitani, joacă de mult timp împreună și ne gândeam cum să fie un meci greu. Dar ușor, ușor ne vom suda și cu siguranță la următorul meci altul va fi rezultat. Din păcate, rezultatul este cel care este, nu putem schimba, nu putem decât comenta. Important este că am văzut o echipă aia și destul de bine legată, bine motivată și, părerea mea, toată lumea s-a bucurat de spectacolul de astăzi. Există și o veste bună. Jucătorii care au ieșit accidentați de pe teren vor fi cu siguranță disponibili pentru următoarele partide, deoarece loviturile au fost unele ușoare. Nu sunt grave, sunt inerente, se întâmplă de multe ori câte o schimbare pentru accidentare este făcută nu neapărat că este o accidentare, cât în ideea de a nu agrava o, să spunem, o contuzie, o... nu știu, deocamdată nu sunt grave. În cea de-a treia etapă a sezonului, Poli se va deplasa la Bârlad pentru duelul ce va avea loc pe stadionul Rulmentul, sâmbătă 7 mai, cu începere de la ora 11.